Pipera este cunoscută ca fiind paradisul milionarilor, case impunătoare, domenii uriașe. Cel mai cunoscut personaj din Pipera este însă George Becali. Când spui Pipera, n-ai cum să nu spui Gigi Becali. Toată lumea știe exact unde stă Gigi Becali, adică aici, pe bulevardul Pipera. Ei bine, în 1994, conform declarațiilor de avere pe care le-a depus de-a lungul timpului în Parlamentul României, Gigi Becali și-a cumpărat un teren de 25.000 de metri pătrați. Ei bine, pe acest teren și-a construit o vilă impresionantă și anexe exclusiviste, cum ar fi o piscină, de altfel și niște terenuri de sport, unde Gigi Becali primește adeseori pe partenerii lui de fotbal, pe prietenii lui, dar și pe fotbaliștii de la Steaua. De altfel, trebuie să știți faptul că Gigi Becali și-a construit un adevărat imperiu aici. Are foarte multă verdeață în curte, foarte mulți pomi și, de altfel, o construcție cu totul și cu totul deosebită atunci când vorbim despre vila lui Gigi Becali. Nu degeaba îi se spune palatul lui Gigi Becali de aici, din Pipera. Și știm foarte bine că Becali este cunoscut pentru dorința lui de a avea construcții foarte impresionante. Știm foarte bine că are și un palat în Aviatorilor, acolo unde Gigi Becali are întâlniri mai mult formale. Însă aici, latifundiarul din Pipera își petrece timpul alături de familie. De altfel, are și de ce, având în vedere terenul generos, casa destul de impresionantă. Trebuie menționat și faptul că din domeniul lui Gigi Becali de aici, din Pipera, se poate intra foarte ușor în casele verilor săi, respectiv Giovanni și Victor Becali. Mai mereu la Becali la poartă cineva bate, fie oameni neajutorați care îi cer sprijinul, fie oameni de afaceri prieteni cu el. Unul dintre cei mai buni amici ai lui Gigi Becali este Teia Sponte. Foarte des cei doi au fost văzuți împreună pe stadion și nu numai. Și cum cine se aseamănă se adună, la fel se întâmplă și în cazul lor. Deși proprietatea cea mai impresionantă din Pipera pare să fie a lui Becali, se pare că prietenul său l-a întrecut. Mai puțin cunoscut, dar la fel de bogat, este omul de afaceri Teia Sponte. Ei bine, și el și-a construit un imperiu aici în Pipera, tot pe bulevardul Pipera, la fel ca și Gigi Becali. Teia Sponte are o proprietate imensă și când spun imensă, credeți-mă pe cuvânt că așa este. Ei bine, în Pipera, Teia Sponte și-a construit o casă pe 3 etaje, de altfel are și o casă pentru oaspeți, precum și o piscină. Ei bine, Teia Sponte este și un sportiv adevărat, întrucât vrea să-și primească oaspeții aici, pe proprietatea lui, și să-i antreneze pe terenul de fotbal. În curte la el are un teren de tenis, un teren de fotbal, dar și o piscină. Ei bine, iată că Teia Sponte este și un iubitor de vinuri, întrucât și-a construit o cramă. O cramă originală. Are 20 de metri lungime și 7 metri înălțime. Este o cramă asemănătoare cu o peșteră, întrucât în interior are stalagmite, stalactite, dar și un lac în mijlocul acestei crame. Presa tabloidă spune că peștera Crama a fost construită în câteva luni, iar Sponte ar fi foarte mândru de ea. Ar fi centrul de interes al domeniului omului de afaceri. Sponte pare să fie omul care tace și face. Foarte discret, rare ori a apărut în presă. Este cunoscut mai degrabă ca fiind mâna dreaptă a lui Becali, dar o mână dreaptă destul de avută, am putea spune. Numele lui a fost șifonat în scandalul Valiza, când patronul echipei din Ghencea l-a trimis cu o valiză plină cu 1,7 milioane de euro la Cluj să răsplătească o echipă de jucători. Pentru acest serviciu, Sponte a primit 2 ani de închisoare cu suspendare. De atunci a tăcut mâlc și a construit. Și nu puțin. Teia Sponte a apărut din nou în presă prin prisma relației pe care Simona Halep ar avea-o cu fiul lui Costa. Deși tenismena a negat vehement o căsătorie prea curând, presa tabloidă pare să dea un verdict sigur când vine vorba de o eventuală nuntă macedonească. Opa, 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 la... Domeniul macedonului din Pipera ar avea undeva la 20.000 de metri pătrați.
Și cum imaginile fac cât 1000 de cuvinte, am să vă arăt exact cât de mare este proprietatea lui Teas Ponte. Acum aflu pe o străduță laterală, fiindcă omul de afaceri are ieșire din proprietatea lui, nu numai în Bulevardul Pipera, ci și pe această străduță laterală. E bine, trebuie să mergi foarte mult pe jos, așa încât să înconjori toată această proprietate. Un adevărat imperiu care ar face pe oricine invidios. E bine, foarte multă lume s-ar putea întreba de unde are acest om atâția bani încât să-și construiască o așa proprietate. El este cunoscut ca un afacerist în imobiliare, a vândut la viața lui foarte multe case și terenuri, însă anul trecut a dat cu adevărat un boom imobiliar atunci când a fi vândut 48 de hectare de teren unui lanț de magazine cu specializare în mobilă, așa încât ar fi câștigat 48 de milioane de euro. Și atunci cum să ne mai întrebăm cum are Teas Ponte atâția bani încât să-și construiască așa proprietăți? O să merg pe jos să vă arăt cât de mult merge Teas Ponte pe jos în cazul în care face asta, așa încât să meargă de la o poartă la alta și să-și înconjoare proprietatea, să se bucure de ea. Și iată că încă mai merg pe jos, dacă credeați că este așa ușor să parcurgi o asemenea proprietate, vă dați seama cât de greu este să fii în pielea unui om atât de bogat, așa încât să ai o proprietate atât de mare. Și dacă ar trebui să vă descriu această proprietate, cert este că are și foarte mulți copaci, fiindcă știm foarte bine că Teas Ponte este un om discret. Nu prea a ieșit el în presă cu vreun scandal sau alte lucruri de genul acesta, tocmai de aceea a dorit ca proprietatea lui să fie cât mai retrasă. Haideți să mai mergem să vă arăt cât de mare este acest domeniu. Ei bine, încă nu am parcurs toată proprietatea. Iată că acolo undeva în spatele meu se termină acest domeniu impresionant, cu un gard de toată frumusețea, betonat așa cum are orice om de afaceri și orice milionar care se respectă. Este foarte greu, ce-i drept, să ajungi de la o poartă la cealaltă când vine vorba despre domeniul lui Teas Ponte. Când ai un asemenea imperiu, este evident că ai și mai multe intrări în el. Iar când ajungi la a doua intrare, îți dai seama că mai poate exista și o a treia. Aici este o a doua intrare în proprietatea afaceristului și continuă până acolo jos. Aproape că nu se poate cuprinde cu ochii ceea ce are aici în Pipera Teas Ponte.